Salutare, prieteni! Am ajuns la finish-ul acele case de 300 de metri pătrați, unde am instalat tot sistemul de încălzire, prima etapă, și ține de pardosea încălzită și radiatoare. Aici avem bucătăria cu living-ul, împreună destul de spațios. Aici avem distribuitoarele de pardosea încălzită, unde stau bine ascunse și ușor de întreținut. Aici avem două dormitoare, de asemenea. Aici avem o baie, duș cu lavoare. În cazangerie avem instalat distribuitorul pentru apă rece, apă caldă, pentru radiatoare, utilajul ca temperatură mixtă pentru pardosea încălzită, pentru radiatoare, temperatură ridicată. Și unde urmează să fie instalat cazanul. Următoarea etapă. Suntem la etajul 2. Avem baia. Unde am ales să instalăm o instalație a WC-ului suspendat, Roca, un producător foarte reușit. Uscătoarele. În dormitoare, cum am spus, am adoptat să instalăm doar radiatoare, câte două. Aici avem distribuitorul pentru fiecare radiator în parte. Dacă îți dorești un asemenea sistem de încălzire, sună la numărul de telefon. Hai de jos!